adorare, vreau să vă mulțumesc în mod deosebit pentru că v-ați dăruit timpul dumneavoastră liber acestui monument, pe acest eveniment pe care astăzi la noi se cheamă evenimentul numărul 4. Adică este cea de-a patra expoziție pe care o deschidem de când am început manifestarea la acest locaș. Vreau să vă prezint în primul rând expozanții. Și trei tineri, numai că sunt frumoși, dar sunt și talentați și doritori să-și dăruiască din suflet cel mai frumos pentru viața noastră. Am să vă prezint, fără să intru în amănunte, elemente de CV, de curriculum vitae, le aveți în cataloge și nu vreau să vă prezint. Prima pe care o prezint este Corina Chiria. Chirilă, pardon. Maca. Corina Chiria, cea care a fost la trezire frontală. A doua este Ioana Dascălu. Este ea. O tânără care bate la porțile artei și a cărei nume vă sfătuiesc în modul cel mai sincer, datorită și experienței și activității și toate celelalte elemente, vă sfătuiesc să țineți bine de acest nume. Această tânără, curajoasă, extraordinar de puternică și dăruită de Dumnezeu cu har, va face dâră, ca să folosesc expresie mai uzuală, în domeniul artelor plastice, în domeniul picturii și în domeniul frumosului. Și în sfârșit, a treia, Suzana Gheorghe, care mi-a fost cândva studentă și am regăsit-o după ani de zile, și care a continuat să crească de la perioada când ne-am cunoscut, astăzi încât am rămas efectiv blocat când am revăzut-o și am spus, memoria nu m-a lăsat. Te cunosc de undeva, dar nu știu de unde. Asta înseamnă că partea a doua, nu știu de unde, e mai în urmă decât prima parte a acestei. Vreau să vă mărturisesc, înainte de a da cuvântul invitaților noștri, vreau să vă mărturisesc o oarecare, știu eu, jenă, o oarecare grijă, o bucurie în același timp, nu știu cum să o definez ca să zile, pentru faptul că astăzi, în această manifestare, sunt prezentate trei personaje care nu sunt speranțe, sunt certitudini. Și certitudinea obligă la continuitate și obligă la creștere permanentă spre idealul pe care îl are fiecare dintre ei. Este un prilej care mă face să spun că eu m-am născut prea devreme ca să pot urmări acești copii până la vârful unde vor ajunge. Dar eu cred și încă o dată vă repet, să le dea Dumnezeu sănătate, să le dea Dumnezeu forță și să-și ducă mai departe, dincolo de bancul care l-am spus cu cazanul din Iad, al artiștilor plastici, să-și ducă mai departe acest ideal al existenței. E un ideal nobil să se așeze în slujba frumosului, în slujba elementelor care să le facă nouă viața mai ușoară, mai accesibile și mai plină de satisfacție. Invitații noștri de această expoziție, pe care i-am deranjat, este doamna Speranța, să vă rețin, doamna Eugenia Antonescu și domnul președinte Baroi. Boroi, pardon, iertați-mi expresia. A patra lună, zic, are și Paștele adevărul, dar plastică, cu o legamație de suflet și de... Am invitat-o la lansarea unei cărți pe care vă recomand și care va avea lansarea și în această sală, a scriitorului Țic, Gerasim Iexacolo. Să-l aplaudăm! Este un om care a scris foarte multe cărți,
spun și este unul care a fost în pușcărie. Nu a fost închis pentru idealurile domniei sale și care scrie în mod cu totul și cu totul realist, aș putea să spun chiar supra-realist, și care își face mărturisiri pentru ca generațiile și ceilalți care vin după noi să nu mai repete același greșel. Aș dori-o pe doamna Speranța Ștefănescu, care este aici lângă noi, să spună câteva vorbe despre acești minunați, încântători și plini de speranțe copii. Mulțumesc mult! O să vorbesc, am venit cu multă bucurie aici, pentru că pe unii dintre artiști, cum a fost, de exemplu, doamna Dușara Corina Chirila, o știu, i-am mai deschis expoziții la primărie. Mă bucur să vă văd, să ne cunoaștem. Am cunoscut aici oameni interesanți, doamna muzeograf, domnul Crescu, care înțeleg că este un frumos, un om care se ocupă într-adevăr de tinerele talente și încurajează lucrurile frumoase, lucrurile deosebite și care merită să... merită să fie valoric, din punct de vedere valoric, reprezentate. Și vreau să spun câteva cuvinte pornind de la titlul expoziției. Expoziția de pictură, pictură și poezie. Casa Muzeilor. Casa Muzeilor. Pictura e poezis. Pictura e poezis, pentru că vreau să mă opresc puțin și la acest concept estetic, pentru că pictura poezis, mi-aduc aminte la examenele noastre de istoria artelor, a fost reprezentată foarte mult în, mă rog, la anumite discuții. A fost un concept estetic foarte discutat în epocă și aceste trei domnișoare au dovedit faptul că sunt aplicate către literatură, pentru că și literatura este o artă, dar este o artă a cuvântului. E bine, tocmai această îngemânare dintre arta cuvântului, respectiv literatura și arta plastică, consider eu că este un leitmotiv al expoziției sau poate un pilon central al acesteia. Deși au stilistici oarecum diferite, am remarcat motive și teme similare, cum ar fi, spre exemplu, creația iluneșiană, într-o viziune, încep cu Corina Chirila, într-o viziune suprarealistă, o abordare a temelor clasice într-o viziune modernă, sigur, ne trimite la superbele și, într-adevăr, nemuritoare poezii ineșiene. Apoi, să nu uite despre lângă mine, Suzana Gheorghe, care, într-adevăr, are un simț al culorii deosebit, care merg pe o finețe a tușei, armonie cromatică, ne impresionează, ne emoționează, ne trimite la Manet, la numele lui Manet și din câte am discutat așa puțin, că am apucat să discut cu ea pentru că nu o cunoșteam, am înțeles că într-adevăr este într-adevăr marcată de acești piloni ai artei universale. Și nu în ultimul rând, Ioana Dascălul, cea mai tânără dintre artiste, și sigur o speranță care, exact cum a spus și domnul Crețu, certifică talentul și în același timp, așa cum am zis mai devreme, pe direcția spre abordarea unor lucruri profunde, este de remarcat și de apreciat pentru o elevă de liceu acest lucru, acest fapt, și care se remarcă printr-o stilistică originală, printr-o cromatică bogată, în care sesizăm, putem observa, tot pornind de la o pictură figurativă, numele lucrări. Avem lucrări cu totul diferite la ea, nu respectă neapărat tema, însă se încadrează în ideea de poezie, literatură, da? Am discutat și cu ea mai devreme și la ea putem remarca și anumite elemente figurative care ne duc într-o zonă, ne sugerează mișcarea, ne duc într-o zonă a cineticului, cum ar fi, de exemplu, acel portret cu părul lung, care am înțeles că provine dintr-o viziune a sa din vis, nu? Ai visat ceva și apoi iată că culorile lucrează în mintea unui artist, cum probabil că emoționându-ne pe noi vor lucra și în mintea noastră într-un mod reflexiv și într-un mod plăcut. Avem acel copac foarte sugestiv cu elemente foarte interesante, linii, geometrii, observăm acolo și apusul de soare, sigur, tot așa, într-o viziune care merge în tine ușor către unii.
și în egală măsură ca o concluzie de final, aș vrea să monopolizez discuția, las sigur că doamna Muzărzea și cei care mai pot să spună ceva cuvinte despre această expoziție. Vreau să spun ca o concluzie amicală că această expoziție își găsește, ca să spun așa, un rol esențial, sau pot să zic că și-a îndeplinit o misiune, din moment ce pe noi ne-a impresionat, ne-a emoționat și ne-a trimis la lucrurile profunde ale și la întrebările mai la întrebările filozofice ale vieții și ale gândirii. Deci literatură și poezie într-un tot unitar, le felicit și le urez succes mai departe, să asistăm la cât mai multe expoziții. Mulțumesc mult. Pe doamna Eugenia Antonescu, am spus, cei care mă cunosc, director la Muzeul de Astăzi al României, fost director al Muzeului de Astăzi, un mare specialist și o mare iubitoare a frumosului și a elementului tânăr. Asta a fost prima noastră directoare, acum 20 de ani, a Fundației noastre Naționale a Ricanului de la Mutitatul. Și avem astăzi, din 30 cu care am început, 1656 de tineri membri de fundație. Vreau să vă dau ca un exemplu, pentru că e cel mai cunoscut. Primul nostru membru al fundației a fost primit în 1992 și se cheamă Alexandru Comescu, marele nostru violonist, care a venit la noi cu familia și care încet, încet, cu ajutorul Dumnezeu, al lui și al nostru, a ajuns ca astăzi să rog să vină să ne vadă, să ne dea autografe și n-are timp să treacă să ne vadă. Așa se va întâmpla și cu ei. Nu vor mai avea timp să vină să ne vadă cu noi rămași în urmă. Pentru că noi în fiecare an rămânem repetenți și în fiecare an trec clasa pentru Când mă uit la dispărut, îi face Doina? Îi face, că acum vroiam să-i spun ceva. Vroiam să spun că atunci când mă uit la ele, îmi vine să mă gândesc fără să vreau la cele trei grații. Ale lui Monticelli. Da, sigur că da. Și a celorlalți care au mai dat și au mai executat acest subiect. În al doilea rând, când intru în expoziție, când am intrat în expoziție, am văzut că sunt trei persoane, ele fiind cele care au executat lucrările și parcă aș fi vrut să dau cât un titlu fiecărui perete. Aici aș fi zis, iubesc natura. Lori. Natura, că are și... Și arbor, și da. Peisaje. Iubesc poezia și conținutul ei. Poezie au toate lucrările, dar în general aș fi cuprins ca tematică, iubesc poezia și literatura și acolo parcă aș fi spus unitate în diversitate. Nu știu, așa am gândit eu la prima vedere. Dacă autorii sunt de acord, bine, eu am simțit în felul acesta. Și toate trei, lirică vizuală. Pentru unitate. Sigur că se pot face comentarii imens de multe. Fiecare lucrare ar pretinde un comentariu. Ce să spun, că doamna domnișoara, ele sunt tinerile dragi ale inimii noastre. Să spun, să încep cu cea mai tânără dascălă, Ioana.
prezentat-o înaintea mea destul de bine, așa în câteva fraze, despre modul cum simte pictura și tehnica pe care o stăpânește. Eu m-aș referi puțin, de aia am și spus unitate în diversitate sau diversitate în unitate, că are foarte multe gânduri și sentimente exprimate. Ei, nu știu cine este prințul, cine este prințesa. Ea le simte, le știe. Noi le simțim poate altfel dacă ne-am întoarce cu decenii în urmă. Ea știe ce a simțit atunci când a pictat nu numai prințul, ci și Vlevăda, ci și cealaltă, portret, celălalt portret. Are peisaje interesante, când mai stăpânite, când mai furtunoase. Are în colțul acela și un strigăt către infern, infinit. Poate că vreau să mă opresc și la purgatorul. Ce-i gândit? La sufletul care va ajunge acolo? Da, trebuie la pământ la... Și va fi judecat ca să poată intra în rai, a cui e sufletul, este trimis către purgatorul al tău sau al celor Eu interpretez din punctul meu de vedere, da. Ei, dincolo începem cu impresiile din literatură. Corina, poate te-ai gândit la Corina lui Ovidiu? O am și pe Corina lui Ovidiu. Știu, dar te-ai gândit că numele tău seamănă... Da, eu m-am gândit atunci când ai făcut lucrarea. Părinții nu știu ce au gândit. Părinții s-au gândit la Corina Chiriac, dar eu am citit. Ca și Don Ocrescu. Eu mă gândesc că poate te-a influențat acel mare scriitor latin care a fost printre Augustus la Tomis, cel care a scris Tristele și Amores. Corina apare în volumul Amores. Am gândit că poate te-a influențat și te-a emoționat acest mare, mare Ovidiu care a fost exilat la Tomisul nostru, a murit acolo și a scris atât de frumos o doamnă care ar putea să ne vorbească aici zile întregi despre literatura. Ei, nu! Pe care Eminescu l-a venerat. Cunoașteți foarte multe lucruri, că ați fi invitate la zile întregi să ne vorbim. Eu, cum să spun, toate trei fac o unitate prin titlul care ați încercat să-l dați expoziției, poezie, literatură și poezie, pentru că fiecare lucrare are în sine și pictură, și poezie, și literatură, și sentiment, mai ales sentiment, alături de talentul pe care l-ați investit în aceste lucrări. Iarăși să ne întoarcem la Eminescu, te-a inspirat acest mare Eminescu, eu n-am decât să le felicit și să le urez, așa cum a spus și alte vorbitorii mei, să fie puternice, să lucreze, să nu se lase cumva copleșite de alte evenimente și să meargă pe drumul pe care a început, să studieze, să se perfecționeze. Nu cred că vă supără cuvântul acesta, că toți ne perfecționăm și la 80 de ani și la 90 de ani, dacă vrem să mai facem câte ceva, încercăm să învățăm tot timpul și să ne perfecționăm.
inclusiv de la ei, de la ele, inclusiv da. De la cei inclusiv tineri. Învățăm și de la cei tineri care foarte repede se pregătesc. Eu mă felicit și am de gând să vă îndemn să perseverați și cei care sunteți aproape, am mai spus cu alt prilej, cei care sunteți aproape de Uniunea Artiștilor Plastici, să perseverați și să intrați în această mare asociație a pictorilor consacrați și să deveniți toți pe rând în acea mare perioadă. Vă urez toate cele bune și succes și felicitări pentru prezentul care mi l-ați oferit să ne emoționeze. Înainte de a trece la un alt moment al acestei prezentări, vreau să mulțumesc în mod special doamna Romanescu, care este prezent aici, pentru că a îndrăznit de când primul articol al acestei galerii să dea denumirea și în același timp să caracterizeze draga noastră activitate. A intitulat primul articol Alimentara, aici a fost Alimentara, Alimentara în care am găsit o mizerie de nedescris și ne-a trebuit împreună cu Primăria Sectorului 6, care aduc un omagiu și ne-a mulțumit pentru ceea ce ne-a ajutat, să facem această treabă. Am rădit să spună Alimentara și Artiștii Plastici. Iată că orice obiect, orice lucru pare a nu putea fi mișcat din loc, poate fi mobilat și dăruit oamenilor ca să-și găsească în el ceea ce caută, liniștea, demnitatea, frumusețea și ceea ce dorim să trăim în viață mai bine. No. Și astfel să remarc și ziarul Națiunea, care vine consecvent lângă noi și care s-a angajat față de noi și față de ei însă să țină cu noi și să susțină mai departe ceea ce facem. Pentru a putea incrementa puțin această manifestare și pentru a da o oarecare nuanță acestui eveniment, dincolo de sobrietatea pe care o facem noi când păstrăm cravata și când păstrăm aliuza, ca să vă dau unei artiste, și o să vedeți de ce spun accentuat acest lucru, este o artistă care întotdeauna a fost lângă noi, întotdeauna s-a dăruit, fără niciun fel de obligație, acestor momente și a muncit și muncește până la oameni fi pentru această misiune. Doamna Ghițescu a venit astăzi invitată de mine ca să constat că ea era deja cunoscută de cei care sunt prezentați astăzi o parte de mine. Și după aceea am să-l rog pe președintele Artiștilor Uniunii Artiștilor, președintele Asociației Artiștilor Plastici din București, cu care am intrat în relație și de fapt cu care am început această bătălie, să ne spună în concluzie câteva vorbe și după aia mai continuăm. Doamna Ghițescu. Vă mulțumesc. Așadar, doamnelor, domnilor și stimați invitați, mulțumesc celui care astăzi m-a chemat aici, mulțumesc omului de cultură, așa cum nu numai mie, dar și multora dintre dumneavoastră ne face plăcere să-i spunem în continuare pentru ceea ce a făcut atât de bine. Mulțumesc domnului viceprimar și omului de cultură, Iulian Crețu, așa cum o faceți și dumneavoastră prin prezența dumneavoastră aici. Mulțumesc tinerii autoare, mereu exuberantă și mereu poate pare mai ciudată de multe ori această exuberanță în atitudinea ei interioară și exterioară. Mulțumesc tinerei Corina Chirilă, spre care se îndreaptă și acest buchet de flori pentru invitație. Și aplauzele noastre ca să arătăm că ne bucurăm de acest moment. Nu știam că întâlnesc trei grații aici, eu credeam că vin numai la expoziția Corinei Chirilă. Am aflat venind aici, dar m-am bucurat, pentru că un lucru extraordinar care le unește pe cele trei este frumosul. Și înainte de a vă rosti ceea ce domnul Iulian Crețu v-a spus, aș vrea să mă bucur și să salutăm prezența în această sală, în acest salon și literar, dar și de artă plastică, prezența doamnei medic, nu numai medic,
un doctor minunat, dar și un om de artă, este cea care an de la rând a fost directorul, președinta Asociației Medicilor Cenaclului Țuculescu din România. În continuare rămâne acest președinte onorific, este doamna doctor Suzana Bandaș, pe care o îmbrățișăm cu aplauzele noastre. Doamna Suzana Bandaș. Și, da, ajungeam, dar era în rostul meu că mi-am făcut un cuvânt. Și alături de domnia sa se află o scriitoare, o artistă plastică, un om minunat și drag nu numai mie, dar și dumneavoastră, celor care o cunoașteți. Am fost la expozițiile, dar și la lansările de carte care au avut loc la librăria Sadoveanu și în alte lăcașuri de cultură. Este minunată pentru copii și nu numai pentru copii, carte pentru copii, pentru tineret, mereu desenată atât de frumos, așa cum Dumnezeu a vrut să lase pe pământul acesta în lada de zestre pentru noi. Doamna Crețu și aplauzele noastre. Și îmi face plăcere, deși numele i-a fost rostit, să vă spun despre minunata Paula Romanescu, că este nu numai scriitor, nu numai poet, membru a Uniunii Scriitorilor din România, este un excelent traducător și aș vrea să vă spun că de la domnia sa ne va rămâne atât de frumos într-o traducere lăsate versurile traduse de domnia sa, versurile lui Omar Khayyam. Paula Romanescu și aplauzele noastre. Eu am pus la aceste lansări de carte, din această cauză vă vorbesc în cunoștință de cauză. Revenind la cele trei autoare minunate, extrem de tinere și niște prezențe deosebite astăzi în această clipă de frumusețe și de strălucire pe care o petrecem împreună, aș vrea să vă spun că cei care cunosc și îndrăgesc arta plastică știu prea bine că nimeni nu se poate declara a toate cunoscător în acest domeniu. Nimeni n-ar putea să alcătuiască fel de fel de clasamente susținând că a descoperit cea mai frumoasă lucrare, cel mai mare tablou, cel mai bun tablou sau cel mai mare artist plastic. Se poate bucura într-adevăr doar cel care înțelege că este o lume aparte, lumea artei plastice, că fiecare dintre artist hărăsit de Bunul Dumnezeu sclipește o clipă prin talentul lăsat de Bunul Dumnezeu, iar timpul este acela care dă strălucire valorilor reale, valorilor celor care rămân. Într-o zecime de milionime de fracțiune de secundă din acest univers, ne aflăm acum și o petrecem împreună, frumos luminată, frumos îmbogățită, prin prezența lor, dar și a dumneavoastră, aici, la Galeria de Artă, unde aș vrea să vă spun câte un cuvânt despre fiecare. O întâlnim pe Corina Chirilă, într-o exuberanță, aș putea spune cosmică, cu personaje extraordinar de frumoase, foarte bine desenate, pentru că ea excelează în desen, pentru că trupurile, corpurile umane sunt extraordinar de bine redate, este o putere a ei pe care o are în realizarea corpurilor umane și a chipurilor umane. Poate că privind-o nu numai pe ea, poate că privindu-i chipul, o putem regăsi în multe dintre tablouri, într-o nebunie, spune eu, repet, exuberantă și plină de un entuziasm al tinereții special. Mergând mai departe la Ioana Dar-